la bagaje și să plecăm. Așa, și să închidem. What? Și uite cum are capul. What the fuck is going on? Tu vezi că face extorsiunea neuntegă. Nici nu mă la... Uite ce face. Nici îi bate vântul de jos în sus. Nu pun pe nimic mâna. Mamă. Bă, îi bate vântul de jos. Cum face? Ce ai mă, Granny? Spune-mi mie, mă. Spune-mă mie cine te-a sub... E ca gif-ul ăla trigger. Bă, normal, aș vrea să fac eu un concurs cu tine, că de curând. Dacă strângem la episodul ăsta 10.000 de like-uri, o să facem un concurs cu Raphahell în care noi ieșim pe normă. Din 5 zile. Cine moare, moare, cine ajunge cel mai departe, Raphahell. Și calculăm cine a câștigat, ne spune după lumea. Crește-te. Da. Vrei așa? Ești de acord? Salutare toată lumea, numele meu este Xslayder și bine v-am găsit la un nou episod de Granny alături de domnul Raphahell acolo de față. Nu uitați să rupe și voi butonul de like mai doriți Granny. Astăzi o să mai facem câteva farse bunicuței, o să vedeți despre ce este vorba. Așa că rupeți butonul de like, o să ieșim și din casă și vreau să-mi dați voi niște sugestii și niște idei de farse pentru această creatură minunată și că a tras pe nas de așa violentă. Nu mă vede, ea nu mă vede aici. Văzuși? Da. Are o mică animație în care ea sare. Probabil hitbox-ul de la linia aia e puțin mai... Da, 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 se poate, se poate, să ai dreptate. Ok băieți, de îndată ce găsiți car key-ul în toaletă, știți bine că în spate la mașină se află weapon key-ul. Și haideți să salutăm și noi pe bunicuța. Să o aruncăm de la etaj, am mai aruncat-o Raphahell, dar acum ți arăt cum să o arunci și mecher de tot Raphahell. A căzut aia. A căzut, dar nu aude aia, aude doar cheia și nu știu pe unde vine, s-ar putea să vină pe aici. N-a venit. Uite ciocanul ce frumos stă acolo. Suntem Marius, că sar băieții. Hai să vedem. O să stăm mai aici. Nu vine nimeni. Vedeți așa. Bunii. Ia cazi mă tu. Așa. Ia, fii atent aici. Ia. Uuuu! Ca în Titanic s-a prins. Cu bastonul. Am zis că nu dai jos. Trebuie să mă duc neapărat să o văd cum stă alternată. Trebuie neapărat. Te uiți sub fusta ei, necrofilele. Uite-te aici. What? Vedeai că te-a lovit, te-a dat un picior în față. Da, da, da. Uite cum stă alternată. Păi azi ce bunic. Oh, a căzut în cap. Oh, mai... Nu cred că să... Nu cred că să mai scoală aia. A căzut în cap. Hai, după aia vreau să-i fac cu ce un duș lui Granny. Da, și eu sunt supărat, așa că o să-i fac prima. E baie. În acest, în 2018. Nu știu dacă pot să o pun. Ia intră faci în cadă. Nu vrea bunii să intre în cadă. Intră bă, ca... De ce nu intră Raphahell în cadă? Ia că intru eu în cadă, ești nebun? Ia! A mai intrat cineva în cadă? Nu. Eu sunt singurul om care a intrat în cadă, ești nebun? Tu și Pepe nu. Bă, eu nu pot să mai ies, ești nebun? Nu pot să mai ies afară. What? Stai că vine bucătoranța asta. Poate mă fa afară, băgați să-i sârmă. Uite, 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 uite. Păbușca. Hop. Și îmi por bagaj cu tine acum, hai. Ia. Intră. Ia. Deschide-mă por bagajul. E Granny peste ouă, te-ai dat. I-ai dat peste cap în porbagaj. Iată. Hop! Iată ce a făcut Granny. Iată capul în porbagaj la nebună. Iată ce a făcut Granny. Ce faci Granny cu capul în porbagaj? Ai omorât-o. Fria drecu de cotoranță. Ia. Dă-i că o băgăm mai rău. Nu mai iese, ești nebun? Nu mai pleacă. Asta a fost amuzant. Vine, vine, vine cotoranță. Cotoroanță. Ops, ups Granny, trebuie să te băgăm la bagaje și să plecăm. Așa, și să închidem. What? Și uite cum are capul. What the fuck is going on? Tu vezi că face extorsiunea neuntegă. Nici nu mă la... Uite ce-mi face. Nici nu bate vântul de jos în sus. Nu pun pe nimic mâna. Mamă. Bă, îi bate vântul de jos. Cum face? Ce ai mă, Granny? Spune-mi mie, mă. Spune-mă mie cine te-a sub... E ca gif-ul ăla trigger. E trigger rău de tot și a intrat și părul în cap. Asta e amuzantă. Oh. Cred că putem să mă distrez. Prea amuzantă asta, Raphahell. Ce zici de asta? Ai dreptate. prea mult. Nu ai văzut cum făceați, de ce că te le pătărșesc. Drăcuiește bunica? Ah. Și acum, tub la numărul 2, caz, fă dracu jos aici. Deci poate facem și noi pod. S-a dus, bă, băciunea. S-a dus, i-am dat și el la peste ea. Păi da, că normal că drăcuiește, cu toți bătrânii jură. Aproape da. Toți. Da, te dracu e, Raphahell, dacă nu ești cu minte. Bine, fii atent. Ok, bă, băciunea. Uite că mișcă. De ce mișcă Raphahell? Eu cum face. Și să găsești din ăla. Face așa. Horcă-ne. O maica vine. Treci în dulap. Acum, acum când zic eu. Acum. Acum în dulap. Știi cum mă punea pe mine, băgam eu și... În dulap, acum și închizi ușa. E tot Raphahell, mă pup cu ea. A lipit de tine. Frumusețea mea. Uite ce dinți frumușeare. Îmi vine să vărs. Uite cum faci. Hop! Uite Raphahell, cine e în dulap? Cine stă în dulap acum? Iar e bine ascunsă. Uite cum... O, ce am făcut la piciorul. Uite ce piciorul are. Tare amuzant e. Ok băieți, data asta vom încerca să ne urcăm pe mașină. Cum vom face asta? Habar n-am. Dar bunicuța asta ne va folosi ca rampă. Cred că... Pe unde să mă pun eu? Pe aici, cred că e cel mai... Nu, 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 aici. Aici putem? Habar n-am. Hai să vedem, să dropăm astea pe jos. Bineînțeles că sardă, nu se văd. Hai să vedem, vine bunic, vine nervoasă, rău de tot, hai. E aici. Aici am văzut, uite, uite. Că vine exact și de cotorța. Opa, bunii. N-a fost ceea ce a apărut. Așa, și o punem așa pe mașină. Și o folosim drept pod, Raphahell, cum ai folosit-o tu. Și eu vreau să o folosesc. Ia că intră în mașină, ești nebun? Așa, folosim drept pod. Și eu vreau să folosesc drept pod, cum ai folosit-o tu. De drept e băbau. E Raphahell, se pe mașină. Tu vezi că eu sunt pe mașină. E Raphahell. Unde mă aflu? Motor? Mi-a intrat vreodată aici? Iată, nouă ascunzătoare. Nouă ascunzătoare, Raphahell. N-ai cum să știi pe asta. Asta e prea față să o știi tu. Cred că aici o să rămân, nu? Da. Nu mai ești de aici. Cam baia acolo. Că haideți să vedem dacă vine bunicuța aici, o ademenim în cameră, o împușcăm și o punem în pat, Raphahell, ia. Ai pus o proată pe bunica în pat? Dă-te mă, pune-te în pat. Uite Raphahell, bunica în pat. Uite, să culcă ea în locul meu. Hai să o împingem de aici, la picere. Roșu să mă urc aici. Alo? Bă, asta nu e de copii. Roșu să mă urc în pat. Tu realizezi că eu mă pun în pat cu... Bă, vreau și o să mă urc în pat. Bunica mă primește și pe mine. Interzis minorilor. Ia uite cum doarme. Hai că am dat-o pe jos. Pune-te fă în pat. Uite pe pernă, direct stă. Na mă, Raphahell, ce mai vrei? Am pus-o și pe pernă. Ok, după atâtea farse, parcă îmi veni poftă să termin jocul și să scap din casă, Raphahell. Așa că, haide să scăpăm din casă, că n-avem ce să mai facem. Poate puteam să mai băgăm în tronul ăsta, să închidem ușa, nu? Dar nu pot să închizi ușa, nu pot să închid ușa. Nu, nu se închide, da. Cheia albastră, cheia roșie, ok. Cheia roșie e preferata mea, Raphahell. Da. Ia, uite ce face, dansează. Asta e bunica dansantă, fii atent aici. Ce face Raphahell asta? Ce face Raphahell? De ce face așa urât? Cum ar fi să mă gliciuiască să mă dea afară din casă? Așa că hai să luăm repede asta. Mergem, deșurubăm. Pariuri sportive cu viața. Cheia albastră. Păi nu are codul și asta. Trebuie să găsești doar cheia albastră și cheia roșie. Codul. Și creștere. Aici ce se află? Raphahell Playhouse. Ciocanul aveam? Ala avem și ciocanul. Să spui când vine cotoranța. Timer, Raphahell, care? Nu se pune pe easy. Nu se pune? Canapea, vreau să o bombă bunica. Se poate? Trebuie să culce. Se poate? Michet. Așa ne aplicăm, să nu ia razna consola. Dăm prima ca Raphahell. Raphahell reușește, dăm fucking prima și eu. Uite-te, Raphahell, bă, parcă e făcut să nu cadă. Mă împins ăsta. Te împins ăsta? Uite-te, mă! Aoleu, în sfârșit. Mamă, mă împinsă să ești nebun. N-am cleștele. Nu o să deschide ușa să ieși tu cu el în mână. Băi, deci te mă, Raphahell, n-ai ce zice. Găsesc cleștele în fântână și ăsta e ultimul pas. Vă rog, găsim aici. Nu, unde e ultimul pas ăsta? Posibil. Bă, e ușor pe easy, aparent cred că oricine poate să treacă pe easy, și tu, Raphahell, și toată lumea. Bă, normal, aș vrea să fac eu un concurs cu tine cât de curând. Dacă strângem la episodul ăsta 10.000 de like-uri, o să facem un concurs cu Raphahell în care nu ieșim pe normă. Din 5 zile. Cine moare, moare, cine ajunge cel mai departe, Raphahell. Și calculăm cine a câștigat, ne spune după lumea. Crește-le. Da. Vrei așa? Ești de acord? Mhm. Ok, deci Raphahell este de acord. Facem acest test. Mie ce mi-e Marius? Cine câștigă, câștigă 10 milioane de euro, de lei. De euro? Atunci mă bag. Nu spune că s-a spawnat în camerele ăștia, că chiar mă las de joc. Trebuie să ai viață, nu știu, ceva, ca să-ți dea punica cotărța și să scapi. Mi-e frică aici. Știi ce se poate întâmpla. E că se întoarce înapoi. E, fii atent aici. Ăștia farsele bunicii, mă, nu altele. Uite, Raphahell, stă în ciumag. Uuu, uite ce, uite cum face. Tu poți să faci așa ceva? Să stai în ciumag. Ce șmecheră e bunica asta. Într-o zi eu vreau să ajung ca ea. N-ai văzut cum stătea în ciumag? Hai să te ia, bă, știa pe aici. Tăiat. Și am plecat, am pupat-o pe bunica. Păcat că nu merge să scap cu ursulețul, bă, n-ar fi fost epic să vezi ce se întâmplă. Unde e rotița? Mă, trebuie să pot să scap ursulețul, bă, sau măcar la ușă să-l pun. Nu? Sau e doar un cinematic ăla? Nu vezi ce e în casă, gen? E doar un cinematic. Granny has placed an extra lock. Bă, cunoaște-mă, eu ți-am spus, bă, ți-am spus. Bă, asta știe cu cine joacă. N-aveai cum să știe ea că sunt eu prea bun. Zi tu. Mereu, în fiecare lucru îmi pune un extra loc. Și că prost ascunde barcul. Ia codul de subscriere. Dacă ascunse codul acolo, înseamnă că chiar e slabă. Uite unde ascuns codul. Păi, bă, bun, eu sunt bun, dar tu nu ești bună, dar nimic. Uite ce-i fac. Uite-te. What? S-a blocat în zid. Dacă e așa deșteaptă, Raphahell, de ce nu poate să deschide ușa? So smart. Eu deschid ea. GG. Se pare că nu trebuie să-i deschide ușa. Ok băieți, avem cheia roșie aici, o pupăm pe Bonnie pe portofel și am plecat. Hai sus și salutăm puțin. Cum ar fi să-mi dea cotoranța acum când ies în casă? Oh. Nu știe, m-a pierdut. Avea părul negru sau mi-a părul negru? Cred că da, nu știu, e mai tânără. Am întinerit-o. S-a vopsit. Ok băieți, cam atât și cu acest episod din Granny. Eu am fost Raphahell, nu uitați să rupeți și voi butonul de like pentru că am făcut farsele acelea bunicuței. La revedere!